De multă vreme, de foarte multă vreme, visam la o călătorie pe drumuri aproape pe Bega. Și cumva a meritat așteptarea, pentru că în anul de grație 2023 pare că astrele s-au aliniat așa cumva. A apărut proiectul Ecluze pe Bega. Ecluza de la Sân Mihai funcționează și ea la capacitate maximă. În plus, Pelicanul e reabilitat și plutește pe apele canalului, așa încât e cam limpede ce fac astăzi, nu? Dacă mă auziți, Pelican Sân, mergem și noi la Ecluză, plecăm în câteva minute în aval. Mersi. Anul 2023 a fost nu numai anul cultural al Timișoarei, dar și anul în care, cu forța magnetului, o mulțime de inițiative, mai mult sau mai puțin colaterale, s-au materializat sau au căpătat amploare. Este și cazul proiectului Ecluze pe Bega, un proiect propus de Fundația Dala, Biroul de Arhitectură de Proiect și Clubul Timișorean DARC. Traseul ăsta, stabilit de voi pentru excursia asta, e din Amonte în aval, mergem și prin oraș, ieșim în afara orașului și vedem în primul rând o grămadă de chestii. Ar trebui să ne uităm non-stop, probabil, stânga-dreapta. Da, e interesant toată excursia aceasta. De ce? Pentru că, în primul rând, faci o secțiune prin oraș. E singura șansă să percepi orașul la aceeași viteză, din mijlocul orașului până la periferie. E o șansă foarte, foarte faină de a învăța și de a înțelege orașul altfel, de pe Bega. Noi, de fapt, am uitat mult timp să mai vedem orașul de pe Bega și ne bucurăm că acum de 2 ani, de când Pelicanul e din nou activat și plus proiectul nostru Ecluze pe Bega din acest an, am reușit să deschidem, să nu ne bucurăm doar noi, într-adevăr, să ne deschidem către comunitate, către public și, într-adevăr, să arătăm ce valoare are Timișoara, văzute și altfel. Ne-am luat cu vorba și nici nu știu cum am trecut deja prin Iosefin, unde în alte vremuri se găsea căpitania și cel mai important port al Timișoarei. Un chei lung de vreo jumătate de kilometru, căci era nevoie de spațiu ca să acosteze vapoarele de mărfuri și călători, care circulau fără oprire pe aici. Timișoara era și acum 200 de ani ceea ce am numit astăzi un puternic hub industrial, îmi spune Demer, iar navigația a fost un suport puternic. Odată ce am trecut de podul Modoș, se poate spune că am depășit granițele orașului, iar asta se vede lesne cu ochiul liber. Și doar privind malurile și natura, se schimbă și peisajul, și starea de spirit, și povestea. Ce vedem noi acum? Toți pomii ăștia își recâștigă malurile. De fapt, la început nu exista un concept peisager, de fapt erau niște diguri, niște taluzuri, fără niciun fel de vegetație. Ce e interesant, că apa împreună cu malurile se recâștigă una pe alta. Și, de fapt, de-aia e valoros acest concept de culoare verde-albastru, care câteodată ne plictisim că îl vedem așa ca un slogan apărut destul de simplist, dar aici chiar avem un culoare verde-albastru. Adică e un exemplu cum pe niște maluri relativ înguste,
natura își recâștigă. Și noi acum, prin proiectul Ecluze cu Bebega, ne-am făcut împreună cu echipă de biologi și ecologiști, am făcut foarte multe studii și la finalul proiectului o să le dezvăluim, tocmai arătat ce biodiversitate variată există pe Bega. În locuri mici, în locuri foarte, foarte adunate, dar noi le considerăm valoroase și pentru Timișoara, dar și pentru peisajul acesta al Banatului. O componentă din proiectul Ecluzei pe Bega a fost să analizăm calitatea apei. Chiar în spate, acum ne uităm, vedem scurgerile de la stația de epurare. Toată lumea consideră că ar putea fi aici zona cea mai poluată. Noi am făcut o analiză pe șapte stații, șapte puncte, începând de la turbină, de la uzina de apă, până la ieșirea, până la Otelec, până la aproape de ieșirea din țară. Și am luat șapte probe din șapte puncte specifice. Unul din el fiind chiar în centrul Timișoarei, chiar acolo unde Pelicanul este parcat zi de zi. Și analizele cele mai deficitare au ieșit în centrul orașului. De ce? Pentru că nu avem natura care intră în relație cu apa. Cu cât ieșim mai mult de oraș, cu cât vegetația se apropie de apă și ele conlucrează, creează microhabitate, toate lucrurile astea duc către o calitate mult mai bună a apei și automat și a biodiversității. Cu atâtea lucruri pe care le are Deme de povestit și eu de aflat, îmi dau seama că încă nu știu nimic despre povestea pelicanului, pe ale cărui aripi plutim astăzi. Construită în 1966 în șantierul naval Giurgiu, nava Pelican a avut o istorie tumultoasă. După gloria din anii 80, când ajunge la Timișoara și este folosită pentru agrement, a urmat perioada de tranziție post-revoluționară, cu negura ce s-a lăsat și asupra vaporului despre care facem vorbire, culminând cu un incendiu acum vreo 10 ani și cu statutul de fier vechi. Dar există, din fericire, și reversul medaliei, astfel că pelicanul devine varianta autohtonă a păsării Phoenix și reînvie din propria ei cenușă, la propriu, cu ajutorul unor oameni care i-au văzut potențialul și astfel i-au reînviat povestea după 8 ani de muncă. Și iată-l azi plutind din nou pe apeline, embarcațiunea simbol a Begheiului. Sunt curioasă cum se văd lucrurile de la cârmă, așa că cer permisiunea și primesc acceptul să stau câteva clipe în cabină, alături de domnul capitan, care îmi mărturisește că și-ar dori reluarea circulației la o capacitate mai mare pe canal. Deocamdată, cel puțin în afara orașului, pelicanul poate circula nestingherit chiar și cu viteză maximă de 12 km la oră. Are o capacitate de 70 de persoane, are 24 de metri, nu e foarte mare, dar pentru a-l conduce e o plăcere, ca și la mașină. Dacă îți place, nu e greu. În e oraș cred ușor. Că e mai greu, pentru că acolo totuși circulația e mai intensă, adică mai sunt bărcile acelea de antrenament, mai sunt mai evaporeto cu care vă intersectați câteodată, nu știu, e ca pe autostradă în oraș, nu-mi dau seama. Aproximativ la fel, în oraș e puțin mai dificil că avem multe embarcațiuni mici din astea, caiacele, mai și cu pedalele, lebedele alea care ne mai încurcă câteodată, dar nu e foarte greu, este loc pentru toată lumea. Mergem foarte încet, cu vaporașele ne înțelegem prin stație în general și ne facem loc unii la alții, suntem... Respectăm regulile de navigație. Există niște reguli de circulație, nu? De navigație, da, clar, pe Bega. Acum, clar. Cu ce viteză mergem? Acum avem cam 7 km pe oră. 7 km pe oră și asta înseamnă că într-o oră și un pic, practic, parcurgem acest traseu cu plecare de la podul Catedralei din Timișoara și până la Ecluză, de la Sfântul Până Mare, la Ecluză, da, până la Ecluză facem de regulă cam o oră și un sfert, o oră și 15 minute. Și cu cât mai stăm acolo 15-20 de minute, de regulă facem 3 ore. Altă dată când ne grăbim, putem face și o oră. Îl las la treabă pe domnul capitan, în curând ne apropiem de punctul de ancorare și n-aș vrea să încurc manevrele. Da. Bună ziua, sunt Pelican, mă deplasez în aval. Și vreau să intru în ecluză. Vă rog să-mi permiteți intrarea în ecluză. Permitem intrarea. Bine, mulțumesc.
La ecluză suntem așteptați și toți pasagerii coboară. O să avem timp suficient să vedem locul până ce vaporul face manevrele de întoarcere, căci astăzi nu vom ecluza. Dar aflăm o mulțime de lucruri despre care nu aveam habar până acum, cum că sistemul hidrografic și hidrotehnic a fost creat în vremea Imperiului pentru a conecta toate râurile importante din zonă, facilitând dezvoltarea navigației, și că există din 1912 un ansamblu de ecluze, 4 în Serbia și 2 în România de astăzi, una la Sân Martinul Maghiar și alta aici, la Sân Mihaiul Român. Este un punct cheie aici unde ați sosit voi, în primul rând pentru că atunci când ajungi aici nu poți să separi istoria canalului Bega de acest loc. Și de ce spun asta? Pentru că nici Timișoara nu este izolată de canalul Bega. Se știe clar că canalul Bega începe de la Timișoara, de atunci vorbim de canalul Bega, dar oare câți dintre noi știu că acest canal are aproximativ 400 de ani. Eram sub Imperiu atunci, Imperiul Austro-Ungar, și a devenit o necesitate canalul Bega, să existe canalul Bega. De ce? Se dorea rentabilizarea provinciei Banatului, se dorea și dezvoltarea cetății Timișoarei și atunci administrația Imperiului s-a și gândit că trebuie să găsească o soluție. Pentru cerealele care se transportau, pentru lemnele de foc care se transportau și pentru produsele de manufactură din zona respectivă. Cum era mai bine și cum era mai ieftin? Era mai ieftin pe apă. Da, era, și asta era foarte important. Era foarte important. Era ieftin, exact. Și în situația asta, atunci s-a hotărât să se facă ceva în acest sens. Prin 1750 a avut loc, așa spunem noi, prima mare lucrare hidrotehnică din istoria Banatului și probabil și a României de astăzi. Și este vorba despre săparea acestui canal, care s-a săpat de la Timișoara până la Cleg, deci pe 70 de kilometri. Așa a apărut canalul. Evident că cu timpul acesta a mai suferit mici modificări, dar în general acesta este traseul canalului Bega. O altă mare lucrare hidrotehnică pe care nu putem separa de canalul Bega este construirea nodului hidrotehnic de la Coștei. Și de ce zic asta? Pentru că din cauza vicisitudinilor vremii și a ploilor care veneau, aveai uneori apă pe Bega, uneori nu aveai. Și ce face? Și era necesar să fie tot timpul. Era necesar dacă voiai navigație. Deci aceste două mari monumente, să zicem așa, de hidrotehnice din Banat au stat la baza dezvoltării navigației de aici și a Timișoarei. Ecluza de la Sân Mihai a devenit punct de atracție pentru călători odată cu dezvoltarea pistei de biciclete mai întâi și apoi odată cu reabilitarea finalizată de curând, un proiect transfrontalier amplu, care în plus a finanțat și un sistem automatizat și care poate pune umărul la relansarea navigației pe Bega. Porțile buscate ale ecluzei sunt porțile aval, da? Aha, cele okay. pe care am intrat sunt porțile amonte și acestea sunt porțile buscate aval ale ecluzei. Noi astăzi n-am făcut ecluzarea, doar am ajuns până la ecluză, dar în mod normal, un vapor care vrea să treacă mai departe, ce trebuie să facă? Să nu-mi spui termeni din aia tehnici pe care nu îi înțeleg, să-mi spui clar. Clar. Face exact ce face un vapor într-o ecluză. Ce face aici, face și la porțile de fier 1, adică intră prin porțile amonte, dacă vine dinspre Timișoara, porțile adică buscate acolo, amonte, da? Da, care acum sunt larg deschise. După ce a intrat în sasul ecluzei, adică acest spațiu dintre porțile buscate, se închid porțile amonte și apoi este coborât nivelul apei până se ajunge la nivelul din aval, da? Moment în care putem deschide porțile buscate aval și vaporul poate să treacă către aval și să meargă unde și-a propus. Fie la Sân Martinul Maghiar, fie mai departe către Serbia. Sau Viena, mă rog, sau dacă te-ai Viena... propus să mergi mai departe. Exact. Până
să ne croim drum pe alte râuri. Facem deocamdată cale întoarsă către Timișoara, în Amonte de data asta. Prilej numai bun pentru mine să aflu în Tihnă mai multe despre proiectul acesta, care a avut unul dintre momentele de glorie în toamna lui 2023, când s-a deschis frontiera navală cu Serbia și 8 embarcațiuni din țara vecină au navigat în România. Adevărat pionierat, ecluze pe Bega, conexiuni culturale, ar putea fi definit foarte simplu și astfel. Un grup de prieteni care s-au adunat ca să dea Bega înapoi oamenilor. De fapt, conceptul e amplu, parte din programul Capitalei Culturale, care aduce la aceeași masă, sau pe aceeași punte, numai puțin de 14 parteneri naționali și internaționali, instituții publice, artiști și specialiști din diverse domenii. Parte și un proiect de cercetare, nu este doar un proiect cultural. El e structurat pe mai multe paliere. Sunt 5 paliere care vin de la explorare și teorie, apoi avem atelierele, obiectele și spectacolul. Cumva proiectul este gândit de la privat la public, să zicem așa, adică de la oamenii de specialitate, dar oricine dorește să ia parte. Și așa am ajuns la oameni de toate felurile, de diferite vârste, din diferite domenii și am avut șansa și noi, la rândul nostru, să mai descoperim în continuare Bega. Și pe lângă toate astea, proiectul nostru ce își dorește este să reia legătura între România și Serbia prin navigație, să încurajeze și să arate nevoia pe care avem și potențialul pe care l-avea pentru Timișoara și nu doar. Din mai până în septembrie, în structura noastră, pentru că fiecare avem alte activități în viața de zi cu zi, asta este un proiect în plus pe care l-am luat și de care ne bucurăm și ne bucurăm să-l facem. Cumva lunar am încercat să avem mai multe ture cu embarcațiunea Pelican. Aveam turele de explorare care erau din mai până în septembrie. În fiecare lună am avut o temă, peisajul. Prima oară a fost peisajul natural, în care ne-am întâlnit cu persoane din domeniul respectiv. După aceea a fost peisajul cu arhitectura, peisajul și arta, meta-peisajul și peisajul în mișcare. Și lunar am avut mai multe ture. Unele erau pentru discuții, teorie, explorare, în care dezbăteam tema respectivă. Apoi am avut ateliere, în care am ținut ateliere pe Pelican. După aceea am avut și partea de spectacol, în care am chemat artiști români și sârbi. Cumva am încercat să facem legătura între cele două țări și prin chestia asta, prin muzică. Dar răspunsul cel mai fain a fost la prima activitate, în 5 mai, a fost pe Pelican, concert Blazaj. Deschid frigiderul, ajung direct în piață, iau un ghid de mai regus, puțină vază. Din dreapta jos verific timpul, vâslașul schimbă la fiecare colț anotipul. După 2 ore, câte 3 viraje, sunt într-un câmp cu multe etaje, plin cu maci roșii și grâu albastru. Ce poate fi mai speed decât un cal măiastru? Poate fi mai speed decât un cal măiastru. Nu lipsește nici azi componenta culturală din excursie, motiv pentru noi să descoperim malurile altfel. Nu știu dacă ați văzut câțiva dintre voi sigurat în timp ce montau, cum stăteau legați să prindă. Noi aveam altă tură cu Pelicanul și chiar i-am prins când era aproape gata lucrarea și a fost super nice. Nu știu dacă s-au oprit oameni la voi să mă întrebe ce faceți. Ba da, au fost curioși. Noi deja de mulți ani studiam Bega și malurile și tot ce înseamnă patrimoniu. Fie că el e un patrimoniu clasat, important, fie că e unul necunoscut de oameni, noi ni se pare foarte important să înțelegem ce a construit Bega pentru noi, pentru oraș. Ca să puteți să dați mai departe. Exact. Și atunci ideea e că am identificat foarte multe locuri interesante, din care unul e special. E foarte special și s-a potrivit foarte bine pe proiectul nostru. În sensul că o structură abandonată, o structură care în anii 70-80 folosea ca și rampă de aruncat zăpada colectată de pe străzile Timișoarei în Bega. Serios? Exista așa ceva în Timișoara? Da, exista. Exista și zăpadă și asta ar fi o întrebare. Așa, și foarte interesant, s-a părut cu un obiect abandonat, un obiect care avea utilitate în anii 70-80-90, e abandonat, nu prea mai avem zăpadă în Timișoara și atunci am zis că ar putea fi un obiect care să reintre în povestea orașului. Să sensibilizăm în primul rând odată ce poți face cu un obiect părăsit pe Bega și, în al doilea rând,
e de fapt un mesaj asupra schimbărilor climatice care le trăim aici în Timișoara, pentru că de multe ori ne discutăm de schimbări climatice la nivel macro, dar asta e un element care cred eu că sensibilizează timișorenii și numai să arate cum s-a schimbat clima în orașul nostru în 20-30 de ani. Frumusețea e în ochii privitorului, iar arta își găsește loc oriunde. Chiar și pe o veche rampă de zăpadă, care astăzi este o instalație artistică integrată perfect în peisaj și la al cărei vernisaj participăm. O să mai reziste lucrarea acolo, nu? Mă gândesc că e rezistentă în timp. Da, e rezistentă în timp, e făcută din materiale ușoare, e realizată din polistiren, e cioplită în polistiren în atelier și șlefuită, armată cu fibră de sticlă și acoperită cu ciment, cu adeziv cu bază de ciment pentru polistiren. Deci o mai vedem și în, da, în sezonul, da, următor. Da. Spațiul public pentru mine mi se pare că e un loc foarte ofertant de expus o lucrare de artă. Se, da, numește rampa, evident, și da, se numește... Da, se numește Let It Slide. Nimeni nu mai știe care e sensul original al acestei construcții. Și atunci Let It Slide poate să fie interpretat ca o delăsare. Lasă să alunece, asta e traducerea în română. O delăsare legată de aceste probleme de mediu. Final de zi și final de călătorie, dar nici de cum final de proiect. Căci a fost prea fain anul de grație 2023 pentru ca oamenii aceștia să se oprească din a crea portul cultural Timișoara. Așa că eu, una, aștept cu nerăbdare regata din 2024, cu ambarcațiuni venite de mai aproape sau de mai departe și, într-un viitor cât mai apropiat, o călătorie până la Viena, așa cum se întâmpla pe vremuri. Până atunci, ne mai vedem pe apă, ori pe uscat, pe drumuri aproape.